Titan Attacks este un joc care omagează cunoscutul Space Invaders. Regulile sunt simple. Te miști stânga-dreapta, tragi în navele inamice, eviți focul acestora, iar dacă prinzi extraterestrii care încearcă să scape, atunci primești un bonus. Între niveluri poți să-ți îmbunătățești armamentul cu banii câștigați. Scopul jocului, un punctaj cât mai mare pe baza unui multiplicator care crește pe măsură ce nu ești lovit. Andrei Gheorghe este una dintre cele mai polarizante personalități din mass media a României. Indiferent de păreri, un lucru e sigur. Le are cu jocurile. Și deși Titan Attacks este un pic cam simplu pentru gusturile lui, a acceptat provocarea titanilor. Se va plictisi înainte să apuce să salveze lumea? Deci nu era ușor pe vremea noastră să fim gameri. E mult sânge aici în spate, e multă sudoare, nopți pierdute, cafele băute și zeci de sticle de cola și pizza. Știu, acolo sunt acum. Crede-mă, este un drum greu, dar la sfârșit vei putea să observi că ai cheltuit o parte importantă din viață nefăcând nimic. Ceea ce este un lucru extraordinar. Exact, frate. Let's kick the shit out. Ok, atunci hai să dăm play. Am tendința de a trage ca un isteric. Du-te, mă, de aici. Ești cel mai prost copil din bloc. Okay. Cel mai prost copil din curtea școlii. Au! Vezi? Calm. La fel ca în viață. Calmează-te. Bun. Dar jocul outstanding, de exemplu, senzația pe care am avut-o când am început GTA 4. Ce intrare excepțională în mediu, în poveste. Am devenit Nico Bellic. Pentru acele momente, toată cinematografia pusă în slujba narațiunii și în slujba jocului, mi-a dat starea necesară, că m-a umplut suficient, că eu după aceea să fiu Nico Bellic. Uite, un alt început ce m-a lăsat cu gura căscată acum. Silent Hill. Alan Wake, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult la horror. Foarte inventiv, foarte frumos. Da, ce vrei să spun? Vrei să vorbim de jocuri acum? Da, să suntem aici. Așa, The Alien Mothership. Fight to the death. Ok. Cine te joci, mă? Bun. Well done, Commander. Thank you. Și acum începem cu luna. Moment zen. Ok. Da. Gat. Bun. Și eu. Jocurile habar n-au unde o să se ducă, dar din foarte multe puncte de vedere, ele sunt într-o situație de a se deșira. Ce o să fac? O să bage mai mult hard în tehnologie, o să se vadă mai bine și tot mai bine și tot mai bine aceeași narațiune, în continuu aceeași poveste. Și sunt oameni care încearcă acum, știi? De exemplu, te uiți la Catherine, știi? Un joc care propune un alt mod. Dar de fapt ei toți vorbesc în aceeași matrice. Toți. Și Bioshock, care se propune artsy-fartsy, în realitate, să fim serioși, este tot un Call of Duty. Și e limita acestor formate. Este care încă nu se trece. Nu este o diferență între Prince of Persia 1 și Prince of Persia de azi. Nu e nicio diferență. Niciun pas înainte între Doom și Call of Duty, care e vârful piramidei de excelență. Ce au apărut? Au apărut niște jocuri de-astea, Sandbox, Manbox, Inbox, nume nenumărate, CGI, RPG, MMG, Syphilis, whatever you want to call them, dar care de fapt toate funcționează în aceeași sărăcie de idee. Mie îmi place, că îmi place jocul repetitiv, îmi place să îmi puși cu oameni pe ecran, e o mare distracție pentru mine. Ha, ha. Da. Fii atent. Da. O să joc cu ochii închiși. Ok, domnul Andrei Gheorghe se simte curajos. O să folosească forța. Da, da, da. Sau și forța. Uitați-vă și minunați-vă. Iată. Gata? Da. Nu-i rău. Bun. Valul a fost terminat. Ok.
I don't know who the joke is on în acest moment. Bun, mai cumpărăm un shield sau o merge, ok. Ok, și cam asta a fost. Și știi că dacă vreau mult băteam pe aici tot. E ok. Domnul Andrei Gheorghe, aplauze. Eu astăzi aș lucra în industria jocurilor oricând, cu cea mai mare plăcere și consider că este singurul loc interesant unde pot iarăși să mai fac ceva nou, să mă gândesc la ceva nou și unde se petrece ceva nou. În renaștere. Da.